Suntem alături de antrenorul echipei noastre, Ianis Zicu. S-a dus o săptămână de când s-a încheiat prima parte a sezonului. Ianis, acum a fost timp de o analiză, să vezi ce a fost foarte bine, ce a fost mai puțin bine? Da, a fost o săptămână în care m-am gândit serios la tot ce s-a întâmplat în această perioadă, pentru că meciurile veneau foarte repede în perioada competițională și nu puteam să mă gândesc la toate lucrurile așa cum trebuie. Cred că per total lucrurile pozitive sunt mai multe decât cele negative, iar de aici trebuie să construim și să fim pregătiți pentru noua parte din acest campionat. Am reușit să facem câteva lucruri foarte bune, cred eu, faptul că nu am pierdut acasă niciun meci. Am primit foarte puține goluri, suntem a patra apărare din campionat, am reușit să obținem rezultate bune cu echipele de tradiție din fotbalul românesc și cred că putem să construim lucruri frumoase în continuare. Care ar fi primul cuvânt care îți vine în minte atunci când te gândești la această primă parte a sezonului? Cred că a fost bun, să spun așa, da, a fost un sezon bun, nu pot să spun extraordinar, pentru că mi-aș fi dorit să fim în primele trei ca să fim cât mai aproape de un obiectiv pe care mi l-am propus eu personal. Nu cred că era un lucru 100% realizabil atunci când am început și nici acum nu suntem siguri de acest lucru, că putem să terminăm în primele trei, dar este important că suntem aproape, avem primul meci cu Chiajna acasă și toate gândurile trebuie să le avem pentru această partidă. Dacă vom reuși să câștigăm, sunt convins că la Petrolul vom face un meci foarte bun. Te gândeai în momentul în care a început toată această aventură, să spunem, în vară, când echipa s-a făcut rapid, a fost o perioadă mai scurtă de pregătire, te gândeai că în iarnă Far va fi la 6 puncte de locul de baraj? Nu, nu mă gândeam. Dacă mi-ar fi spus cineva, aș fi fost foarte fericit. Acum sunt puțin trist, pentru că puteam să fim mai aproape dacă la Călăraș am fi fost mai atenți și am fi reușit să câștigăm două puncte importante în lupta pentru locul 3 în acest moment, pentru că locul 1 și 2 sunt destul de departe. Spuneai de faptul că nu s-a pierdut niciun meci acasă, ba mai mult, din 9 meciuri, 8 victorii și un egal fără gol primit. S-a creat această imagine a Farului de echipă de temut pe teren propriu, ceea ce n-a mai avut de mult Constanța. Da, este un lucru important faptul că am reușit acest mini record, să spun așa. Echipa a arătat în toate meciurile că este motivată pentru a câștiga în partidele disputate acasă. Poate în deplasare trebuia să existe un pic mai mult curaj, să reușim să fim mult mai concentrați în anumite momente, pentru că și acolo nu am pierdut la diferență mare de scor. Au fost două meciuri pierdute la o diferență de două goluri, la Buzău și la Măgurele. La Măgurele. În rest, toate meciurile puteau fi cu un rezultat pozitiv 100%, pentru că am fost aproape și la Călăraș și la Pitești, am fost aproape și la Reșița, chiar dacă am pierdut, am controlat jocul cel mai mare parte din timp. Pe de altă parte, a rămas această tristețe, așa că n-a venit prima victorie în deplasare, deși, așa cum spuneai, s-a pierdut ori la limită sau chiar ați condus în meciurile de la Pitești, de la Călăraș, unde a lipsit puțin pentru o victorie. Da, este un lucru care nu-mi place, e normal să-mi doresc să câștig fiecare meci, nu mă gândesc niciodată că joc acasă sau în deplasare. Din păcate, până acum așa au fost lucrurile. Sper ca din retur să se schimbe, iar primul meci din deplasare, cel de la Petrolul, să fie și prima victorie. Dar până să ne gândim la acea partidă, avem meciul cu Chiajna, care este cel mai important din sezon, pentru că jucăm cu o echipă aflată prima, dar sub linia retrogradării, iar dacă noi vom câștiga, ne vom distanța la 11 puncte de prima echipă care retrogradează. Iar ca și prim obiectiv pentru orice echipă aflată în Liga 2 este să acumuleze 45 de puncte ca să fie relaxat. Ați avut suporterii aproape și în meciurile de pe teren propriu, dar și deplasare, când a venit o galerie destul de importantă. Da, este important pentru noi că sunt suporterii alături de echipă. Au fost de 2-3 ori și alături de jucători la vestiar, au vorbit cu ei de câteva ori, le-au explicat ce vor de la ei și lucrul acesta cred că s-a văzut. Băieții de fiecare dată merg, îi salută, se înțeleg foarte bine cu suporterii. Să sperăm că în momentele grele
vor fi alături de noi, așa cum au fost la înfrângerile în deplasare, pentru că s-ar putea să fie momente grele și la meciurile jucate acasă. Vine returul, ai vorbit de lot, 11 jucători sub 23 de ani folosiți în prima parte a sezonului. Lumea se întreabă ce se va întâmpla cu lotul în partea a doua. Da, sunt foarte mulți jucători tineri. Eu mi-am dorit să lucrez în Liga a doua cu astfel de jucători, pentru că motivația lor trebuie să fie foarte mare, să reușească să treacă către prima ligă. Nu sunt ținuți aici cu forța, dar este important ca ei să-și dorească să promoveze cu Farul. Dacă vom reuși să promovăm aici, au posibilitatea să joace în prima ligă, să fie văzuți de toată lumea, chiar dacă și acum există această posibilitate și au șanse foarte mari să reușească. Dacă aduci jucători din prima ligă cu experiență mare, dar care sunt trecuți de 30 de ani, cred că motivația lor nu poate să fie la fel. Este foarte greu. Din această cauză, eu cred în continuare în jucătorii tineri și sper să reușesc să mai aduc 3-4 jucători în această pauză de iarnă, pentru că vor pleca, a și plecat Petre, care s-a reziliat, Dumbia, care este pus în afara lotului de către mine pentru comportamentul pe care l-a avut în ultima perioadă față de program și nu o să trec peste acest lucru. Sunt alți 3-4 jucători tineri care nu au fost, să spun așa, soluții 100% pentru un post de titular și este bine pentru ei să joace. Vom încerca să aducem alți 3 jucători care să întărească lotul, să reușim să facem cât mai multe puncte în ultimele 16 etape. Campionatul este foarte strâns, diferențele sunt mici, 2-3 victorii consecutive te pot aduce sus. Spuneai de cât de mult va conta startul celei de-a doua părți a campionatului. Acolo ne vom da seama dacă putem să visăm la mai mult? Da, cele două etape despre care am vorbit până acum sunt, din punctul meu de vedere, foarte importante, pentru că atunci vom ști exact primele 5-6 echipe care vor avea puncte suficiente încât să aibă șanse mai mari. Dacă nu vom obține minim 4 puncte în aceste două meciuri, cu siguranță lucrurile vor fi clare și atunci trebuie să ne reorganizăm ca să putem să pregătim sezonul viitor. Se apropie sărbătorile. Un mesaj pentru fanii constanțeni? Sunt mesajele standard pe care toți românii trebuie să le poarte în suflet. Sper să fie un an mult mai bun pentru ei, să fie sănătoși și să-și îndeplinească fiecare dorință pe care o au. Mulțumim mult și succes la sărbători fericite! Mersi.